peste 100 de producători din toată țara și-au dat întâlnire la Târgul Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte Tinimtex. Comercianții au venit cu oferte, spun ei, de nerefuzat. Avem cele mai bune oferte de anotimpul de iarnă, care vor fi expuse și sunt expuse în această perioadă, la prețuri avantajoase între 5 și 7 milioane pentru damă și bărbați. Pe lângă articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte, la târg pot fi găsite și standuri cu produse alimentare, decorațiuni sau cosmetice. Niște ștrampi pentru nepoțica mea, pentru Moș Crăciun. Pentru Moș Nicolae. Cum vi se pare articolele? Foarte frumoase, foarte frumoase. Iar prețurile? Eu zic că sunt bune. Foarte frumoase. Ați achiziționat ceva până acum? Nu, deocamdată fac un tur de orizont. Interesante, dar cred că pentru o anume vârstă, mai mult pentru tineret. Ați achiziționat ceva până acum? Deocamdată nu. Mi-aș căuta ceva, niște ghetuțe, dar... Nu știu. Ați văzut ceva până acum? Care nu, doar ce am venit acum și mă mai uit, dar sper să plec cu ceva. Prețurile văd că sunt accesibile. Sunt bune, prețurile bune, dar ce vedem. Ce aveți alocată pentru... Nu știm deocamdată, să vedem ce găsim. Am venit cu produse tradiționale, majoritatea din porc. Avem un piept de porc fiert în zeamă de varză foarte bun. Avem un mușchi copt în afumătoare cu jar din lemn de fag, o pastramă de mușchi. Produsele care deja constanțenii în mare parte le știu, că a mai fost și la ziua recoltei. Târgul de la pavilionul expozițional este deschis până duminică.